Efeseni capitolul 3, începând cu versetul 14, până la sfârșitul acestui capitol. Efeseni capitolul 3, versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât ce sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică, în Hristos Isus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Să ocupăm locurile. Subiectul pe care l-am pregătit pentru dimineața aceasta și vă promit să terminăm la timp, să avem timp și de celelalte lucruri, l-am intitulat Resurse din abundență. El se vrea mai degrabă o introducere a subiectului pe care noi îl vom avea după masă. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a învățat în această dimineață, citind din Efesen capitolul 3, la versetul 20, că Dumnezeu face lucruri mari, minunate pentru noi și este gata să facă nespus mai mult decât știm noi să cerem. Că Dumnezeu este gata să ne copleșească cu darurile Lui, cu o bogăție așa de mare, o abundență de binecuvântări, mai mult decât știm noi să cerem, mai mult decât am ști noi să îi formulăm lui Dumnezeu sau să-i dăm vreo idee lui Dumnezeu în cum să ne binecuvânteze. Când noi spunem, Doamne, binecuvântează-ne, binecuvântează-mă, dăm, Doamne, ceva, Dumnezeu are ceva mult mai mult în rezervele sale, cerești pentru noi, pregătit pentru noi, mai mult decât știm noi să să cerem lui Dumnezeu. Știți că în lumea lui Dumnezeu, abundența este tocmai natura, este expresia naturii lui Dumnezeu. Abundența pe care noi avem o vedem în natură în lume, este expresia naturii lui Dumnezeu. Tot ce are Dumnezeu este mare, este mult, este din abundență. Dumnezeu este extrem de bogat în tot ceea ce are El. Dacă ne uităm în natură, viața este din abundență. Citeam zilele trecute despre pește, la acesta, codul. Un, un, singur pește depune câteva miliarde de, de ouă. Miliarde de ouă. Pe dacă n-ar avea Dușmani, în câteva luni de zile, oceanele lumii s-ar umple de pește. Pur și simplu n-ar mai fi loc de el. Așa, abundență extraordinară, așa putere de viață, a fost Dumnezeu în pește la acela. Gândiți-vă la uh, natura înconjurătoare, câtă abundență, gândiți-vă la apa care există pe planeta asta noastră. Ați fost vreodată uimiți de ocean? Dacă nu mergeți să vedeți oceanul, veți fi șocați. Ce multă apă! De unde are Dumnezeu atâta apă? De unde atâtea resurse? Gândiți-vă la aerul pe care îl respirăm. Dumnezeu e așa de bogat. Milioane de oameni de-a lungul istoriei tot îl consumăm și el tot proaspătă. -i. nu e așa? Este ceva fantastic, nemaipomenit. Resursele lui Dumnezeu ne sunt întotdeauna asigurate din abundență. Când Domnul dă, dă cu mână largă. Câteva lucruri pe care Dumnezeu ne le dă din abundență nouă credincioșilor și aș vrea să le urmărim acum. În primul rând, Dumnezeu dă har din abundență pentru mântuirea noastră. Harul lui Dumnezeu este nemăsurat de mare. Iată ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 5, versetul 20 și 21. Dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit când moart, dând moarte, tot așa și harul să stăpânească dânne prihănirea și să dea viață veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. Fiecare dintre noi suntem îngroziți de știrile în care lumea din jurul nostru se corupe, așa -i? Am auzit deja la ora de rugăciune că Biserica Prezbiteriană a hotărât să-i căsătorească acum pe gay și să-i ordineze pe preoți gay. Nu? nu e nicio problemă pentru ei. În Danemarca, zilele acestea, statul Danemarca a dat o lege că orice biserică, nu contează de ce rit este, este obligată să facă căsătorii la homosexuali. Vocile din Europa spun că nici măcar Hitler n-a îndrăznit să subjuge Biserica lui Hristos, să o degradeze în halul ăsta în care o face democrația europeană acum, țările Europei, nu-i așa? Suntem îngroziți să auzim de păcatele astea. Citesc o carte acum și chiar după ce am citit-o mă, mă gândesc să ținem o serial, un serial de predici din, din cartea aceasta, dacă vreți, cumpărați-o și citiți-o, pentru că sunt păstori americani care fac din ea lectură obligatorie pentru toată biserica. Marketing the Evil. Căutați cartea asta, puteți să o cumpărați o, și ca și carte, puteți să o cumpărați în tableta dumneavoastră. Marketing the Evil. În spatele acestor agende de corupere a națiunii americane sunt niște minți ilustre, niște oameni cu doctorate, niște specialiști care ne vând. Nevând răul, nevând vând, râul, ne vând uh, o travă aceasta demonică pe, în fiecare zi. E adevărat, suntem speriați de atâta păcat care există în lume. Dar vestea bună este că pe măsură ce se mulțește păcatul, se mulțește harul lui Dumnezeu. Altfel, lumea asta s-ar duce pe cup, că nu-i așa? Întotdeauna să ne uităm și la partea cealaltă. Să nu fim numai speriați de ceea ce face diavolul Uitați-vă la ceea ce face Dumnezeu. Pe măsură ce în lume se mulțește păcatul, se mulțește resursa aceasta din abundență a harului lui Dumnezeu, care este dat pentru mântuirea noastră. Dacă, că, dacă păcatul a stăpânit și stăpânește lumea aducând moartea, harul lui Dumnezeu, care este din abundență tot mai mare, dă neprihănirea asigure Dumnezeu într-o lume coruptă, har pentru mântuirea fiecărui care crede. Nu este minunat? Slavit să, fi să fie Domnul pentru asta. Un al doilea lucru care îl asigură Dumnezeu din abundență este că el dă iertare din abundență pentru justificarea noastră. Este suficient să puneți într-o concordanță sau, eu știu, cred că mulți dintre dumneavoastră lucrați cu programe pe computer ale Bibliei acum, căutați cuvinte cheie, iertare, și veți găsi sute de versete care vorbesc despre iertarea lui Dumnezeu din abundență, din, din belșug pentru justificarea păcătoșilor pentru că le voi ierta nelegirea și nu voi aduce aminte de păcatele și fără de legile lor, spunea cuvântul Domnului în Evrei 8 cu 12. Dumnezeu dă iertare din abundență. Știți că noi, oamenii, suntem chemați să iertăm și noi. Noi iertăm însă parțial. Noi iertăm pentru o vreme. Noi, noi români avem o, o vorbă și am auzit predisținută din proverbul ăsta care spuneam, eu te iert, dar nu te uit. Și atunci păcatul nostru ar fi că noi, românii, nu uităm. Să știți că nimeni nu uită. Okay. Lăsați că este asta în pace. Nu putem uita. Lucrurile rămân. De ne vom aduce aminte tot timpul de ele. Nu putem să avem pretenția că într-o zi să ștergem hard drive-ul de la computer, delete am șters dintr-o dată și nu mai e nimic. Nu, nu. Vom, ne vom aduce aminte de fără de legele care ni s-au făcut. Dar frumusețea este să ierți în ciuda aducerea aminte. Și când ierți, nu mai pomenești lucrurile acelea, nu le mai aduci pe tapet, nu? Nu devii istoric. Știți de nevasta aia care zicea că este istorică. Și unul i-a bă, să nu se zice asta, să zice isterică. Și eu, nu, nu, a mea e istorică, domnule. Ori de câte ori Mă, fac ceva, mi-aduce aminte de toate fără de care le-am făcut. Le de la cap și are le spune și are le spune și iar. Asta e istorică, nu? Face istorie cu mine. Um, iertare, Dumnezeu, nu este istoric. Nu ne aduce iar aminte, iar ce, am făcut. Că dacă ne-ar aduce aminte, știți că Dumnezeu nu uită? noi vorbim despre marea uitării. O fie mare aia, dar Dumnezeu nu uita. Dumnezeu ține minte toate lucrurile, știe toate lucrurile. Dacă Dumnezeu ar uita, okay, atunci n-ar mai fi Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în ciuda faptul că El știe toate lucrurile, iartă și tace. Okay? Și nu ne le mai spune odată și nu ne mai reproșează odată. Când ne-a iertat, o terminat cu ele. nu le, nu le mai pomenește niciodată. Dacă trebuie să învățăm noi ceva în relațiile noastre interumane, este tocmai asta, să mai tăcem din gură, să nu ne mai aducem aminte de lucrurile care le-am iertat odată. Nu? Vă duceți aminte de caricatura aceea bătrânelul care este la uh, consiliere maritală, nu? Și consilierul îi spune, domnule, dacă ai, ai uh, uitat, nu? Uh, dacă iertat pe nevastă ta, nu? Nu se mai aduce aminte iară de treburile astea. Noi ne aducem aminte tot timpul. Și ar trebui să uităm, ar trebui să uităm să ne mai aducem aminte. Asta ar trebui să uităm. Să iertăm așa cum iartă Dumnezeu, din abundență, pentru justificarea noastră. Apoi Dumnezeu dă pace din abundență copiilor Lui. Dumnezeu ne binecuvântează cu pace, din abundență, pentru liniștea noastră. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile, în Iisus Hristos Filipeni 4:7. Și apoi cuvintele acelea mântuitorului, care sunt absolut extraordinare. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o de lumea, să nu vi se tulbure inima nici să nu se înspăimânte. Ioan 14 cu 27. Pacea lui Dumnezeu este din abundență. Apoi, o altă resursă din abundență, Dumnezeu ne dă viață din abundență pentru echiparea noastră. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug, spunea Domnul Isus în Ioan 10 cu 10. Apoi, Isus a zis ucenicilor săi. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Știți că viața noastră este mai importantă decât ceea ce mâncăm, decât casa în care locuim, decât hainele cu care ne îmbrăcăm, nu? De ce nu prețuim darul ăsta care vine din partea lui Dumnezeu? De ce nu ne bucurăm de viață? De ce ne bucurăm de lucruri? De ce nu suntem oare recunoscători lui Dumnezeu că ne-a dat viață și ne-a dat-o din belșug, din abundență? Să ne bucurăm de ea. Am stat zilele trecute, așa spre seară, împreună cu soția, în curte și am ascultat, cred că minute în șir, o oră, o pasăre cântând. La un moment dat am început să număr cât multe triluri diferite are. Pentru că asta, domnule, avea o melodie, nu știu câte strofe, de naia lungă, românească, nu se mai termina. Și am început să număr strofele, domnule, trilurile. Am ajuns la vreo 20 și ceva și m-am plictisit de, de numărat. Fiecare tril era diferit de, de celelalte. Nu? Când v-ați bucurat ultima dată că ați auzit o asemenea pasăre? Nu? Sau? Noi nu ne mai bucurăm de viață, nu ne bucurăm de lucruri moarte. Ne-am cumpărat televizor, nu? Am luat o mașină tare. Să în România, asta e termen tare, beton. Să ne bucurăm de viață. De zilele care ne le-a dat Dumnezeu. Încă o zi mi-a mai dat Domnul. Știți că omului Dumnezeu a zis, asta este ziua care ne-a dat Domnul. <gânt> să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Eu nu cred că era o zi specială. O, oh, era zi de Paști. Asta este ziua specială, unică din an. Nu. Revelion sau cine știe. Nu. Era o zi obișnuită. Marți. Ok? Nu contează ce lună și ce an. Probabil a fost o dimineață când cineva s-a trezit și a auzit o privighetoare din asta cântând, o pasăre din asta extraordinară, cu un cer senin ca în Arizona. Nu? Și a zis, asta este ziua care a făcut-o Dumnezeu să ne bucurăm, să ne vezi limânea. Știi ce fantastic ar fi viața asta dacă în fiecare zi am începe așa? Nu? recunoscătorii lui Dumnezeu, bucuroși că suntem în viață, pentru că El ne-a dat viață din belșug. Apoi Dumnezeu ne-a dat, în al cincilea rând, satisfacții din abundență pentru împlinirea noastră, să ne simțim împliniți. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, la umbra aripilor tale găsesc fii oamenilor rădăpost, se satură de belșugul casei tale, și adăpi din șuvoiul desfătărilor tale, căci la tine este izvorul vieții, din lumina ta vedem lumină. Wow, ce cuvinte! Ce cuvinte extraordinare! Șuvoiul desfătărilor lui Dumnezeu. Îmi arăta o soră... Acum dimineața, niște fotografii dintr-un loc grozav aici în Arizona și am hotărât să mă duc să-l văd cât mai repede posibil. Strawberry. Nici nu am să-l ca asta. Cum să-l uiți? Căpșunii, nu? Deci că are foarte multe cascade și mi-a arătat niște poze cu cascade extraordinare. Șuvoie de apă. Imaginați-vă că așa dă Dumnezeu desfătările lui în niște șuvoie din așa de apă peste viața ta. Domnul dă cu mână largă pentru fericirea noastră. Tu mulțești poporul, îi dai mari bucurii, pentru că următoarea uh, resursă din abundență este bucuria. Bucuria. Îmi vei arăta că vieții înaintea, ta, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Psalmul 16, cu 11. Tulmuțești poporului, dai mai mari bucurii și ei se bucură înaintea ta cum se bucură la săceriși, cum se înveselește la împărțirea prăzii. cu 9,3. Bucurie. Bucuria nu este numai o roadă a Duhului, ci este darul lui Dumnezeu pentru inima celui credincios, pentru fericirea noastră. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez în dimineața aceasta, înainte să încheiem, Dumnezeu ne dă putere din abundență pentru energizarea noastră, ne dă energia necesară să continuăm. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Coloseni 11, 1 cu 11. Pot totul în Hristos care mă întărește, spunea Pavel în Filipeni 4 cu 13. Pot totul, pentru că am putere, am puterea Lui Hristos sunt întărit de puterea Lui, potrivit cu tăria slavei sale, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie. Pot totul în Hristos. Acestea sunt câteva din resursele pe care Dumnezeu ne le dă și ne le dă cu mână largă și ne le dă din abundență. Oare de ce căutăm noi alte lucruri oare? Dacă astea sunt resursele care ne le dă Domnul, după masă vom învăța secretele cum să avem o viață din belșug. Zilele trecute, împreună cu nepoțelul meu, ne-am uitat la un serial de oameni bogați. Și el la 12 ani, nu, el crede că este un om bogat. Sigur că da. La 12 ani și eu eram foarte bogat. Nu aflasem că sunt sărac. nu aflasem că când lipsește ceva. Nu eram acasă cu mama și cu tata și eram bogat ca cei mai bogați oameni. Știți că noi suntem bogați în Hristos? Știți că Dumnezeu ne-a asigurat aceste resurse extraordinare de care să ne bucurăm? Haideți să învățăm după masă secretele unei vieți din Belșug. Cred că cel mai bun lucru ar fi să încheiem cu o rugăciune de mulțumire și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste resurse din abundență pe care El ni le dăruiește. Pentru harul lui bogat, pentru iertarea sa, pentru pacea lui, pentru bucuria, pentru putere care ne dă. Ridicați cu toți în picioare, vă invit la rugăciune. Haideți să mulțumim cu toții lui Dumnezeu. Doamne,